Da, am revenit. Continuăm subiectul. Nu a răspuns domnul Ion Călinoiu la telefon. Îi rog pe colegii din emisie să mai încerce. Poate va răspunde până la urmă, pentru că noi mai avem întrebări, domnule Ion Călinoiu, dincolo de ceea ce ați declarat astăzi. Și telespectatorii noștri au sesizat anumite discordanțe în ceea ce ați declarat dumneavoastră și dacă nu vreți să ne răspundeți nouă, măcar răspundeți-le acelor oameni, pentru că sunt electoratul. Electoratul care se va împărți el cumva în 2016, dar care merită niște răspunsuri și de la dumneavoastră, și de la cei care vor să ajungă la guvernare, și de la cei care au fost la guvernare și nu au dat toate răspunsurile. Acești oameni cu siguranță merită să le răspundeți într-un final, pentru că sigur veți avea nevoie de ei și sigur nu îi veți mai putea păcăli, că niciun om nu se lasă păcălit așa la nesfârșit, oricât de masochist ar fi el. Ei bine, domnul Ion Călinoiu, spuneam, declarat incompatibil de ani și ceea ce este, din punctul meu de vedere, foarte grav, este o acuzație de fals în declarații, pentru că nu și-a trecut timp de 2 ani în declarațiile de avere niște sume pe care le-a încasat din bani publici. Domnule Slapciu. Așa cum am spus și mai înainte, domnul Călinoiu, cred că, din punctul meu de vedere, știa de lucrul ăsta, altfel, dacă nu știa, era informat de. Am spus și mai înainte. Atât timp cât nu ai. E o parte și nu vreau să iau parte, domnul Călinoiu, departe gândul de mine. Dar, cum spunea și colegul meu de platou, sunt oameni plătiți să facă asta. Sunt oameni plătiți să te atenționeze. Sunt oameni plătiți și nu au salarii mici, au salarii destul de mari. Dar, din păcate, v-am spus, sunt angajați și acolo în funcțiile respective. Am spus și mai de mult și v-am și demonstrat de-a lungul timpului, sunt angajați pe pile, relații și nu puțin, foarte mulți. Bine, au spus-o și anchetatorii, pentru că știm, în urmă cu vreo săptămână primeam informația, bineînțeles, jurnaliștii de la centru au primit-o, că sunt câteva zeci de parlamentari din țară împotriva cărora s-au deschis niște dosare penale. De ce? Pentru că și-au băgat rudele pe cabinetele parlamentare. Ori știm că 124 și nu numai legea asta. interzice acest lucru. Este vorba de acei parlamentari care ieri și-au votat acele pensii nesimțite. Asta după ce ne amintim cât au stat să se hotărască să pună 42 de lei la alocațiile copiilor. 42 Și de chiar lei. domnul Ponta spunea că de unde vin banii ăștia, știți 42 de foarte lei bine. și dumnealor și-au aprobat ieri indemnizații sau bonusuri, le-am numit eu, pentru că asta reprezintă niște bonusuri la pensii, adică niște sume pentru perioada în care au fost parlamentari între 1500 și 4600 de Păi, lei, de 109 ori mai mult decât au pus la alocațiile Ina, copiilor. întrebarea se pune, Atenție! ce au făcut acei parlamentari pentru pensiile astea? Păi ce au În făcut acei 25 parlamentari, de ani n-au făcut domnule nimic, au Slapciu, dus țara asta de râpă, pentru a a merita meritat. Asta acele spun. Și un copil la bonusuri? școală, dacă ți-au notă mare, te duci și spui, da, bravo, și eu știu, îl stimulez cumva. Dar ce au meritat, pentru ce fac asta? Pentru că ar trebui să iese public, să spună, da, domnule, merităm pensiile astea, avem un mandat, două, trei mandate, pentru că am făcut asta. Ce ați făcut, fraților? Ați vândut țara asta, nu mai avem resurse, știți foarte bine ce se întâmplă acum. Ați văzut ce se întâmplă. 18 miliarde de metri cubi de gaz sunt folosiți în interesul unei firme care a intrat în România de vreo 10 ani de zile și românul plătește gazul scump, da? Ați ce să faci? Exportăm masele noastre masiv, da? Deci ne-am vândut țara pur și simplu. Și vin oamenii ăștia după 25 de ani că n-au realizat nimic pentru țara asta, mai mult au vândut-o și mai dau și niște pensii. Vă spun de ce. Pentru că au condus acest parlament cu mână de fier. Aceștia, Guzganu, Rozaliu și alții și au spus, băi, gata, s-a terminat joaca. Nu ne-au dat oamenii afară din parlament, ne-au dat instituția ale statului. Oamenii care conduc instituțiile ale statului. Și iată unde am ajuns acum.
45 de milioane în 3 mandate, ai stat, ai dormit pe scaun și vii acum ții 45 de milioane în condițiile care un profesor sau un medic nu știu dacă iasă după 40 de ani de muncă cu 15 milioane pensie. Sau chiar oamenii care lucrează mine, tatăl meu are 16 milioane pensie după 35 de ani de muncă, de care 18 în puț. E revoltător, e rușinos ce se întâmplă. Și este cu atât mai rușinos cu cât cei care vor beneficia de acele pensii nesimțite, de acele sporuri, de fapt, la pensii, de acele sporuri nesimțite la pensii, recunosc, dar așa cu nonșalanță, că nu vin sau că nu au venit la cabinetele parlamentare, deși Parlamentul României îi plătește pe acești oameni să se deplaseze în teritoriu și să stea de vorbă cu oamenii pe care îi reprezintă. Și avem un exemplu în acest caz. Haideți să ne amintim de unul dintre senatorii de Gorj, pentru că da, este senator de Gorj și într-o emisiune la Tele3, într-o intervenție telefonică la Tele3, pentru că nu ne evită domnul Tudor Barbu, a recunoscut că de la începutul anului a venit o singură dată în județul Gorj, ca după o săptămână într-o conferință de presă să spună că de fapt nu a trecut niciodată pe la cabinetul parlamentar. Ei, dacă acești oameni mint și mint cu atâta nerușinare, de ce oare să le plătim niște sporuri nesimțite la pensii? Haideți să vedem, să ne amintim de declarația domnului Tudor Barbu, senator de Gorj. Fostul realizator de la OTV, Tudor Barbu, senator de Gorj din 2012, a mințit public atunci când a fost întrebat de câte ori a venit la cabinetul parlamentar pentru audiențe în ultima jumătate de an. Actualul copreședinte al PNL a declarat într-o emisiune la Tele3 că a fost prezent o dată de la începutul anului în colegiul din Gorj. De la Revelion și până acum, Revelion pe care l-am făcut în județul Gorj, nu am venit în mod deliberat niciodată în județul Gorj pentru că nu am vrut să fiu parte de nicio parte a unei tensiuni, ca să nu spun scandal, care nu făcea bine nici mie, nu făcea bine nici PNL-ului. Veți veni în județul Gorj mai des de acum înainte? Da. Și veți merge mai des și la cabinetul parlamentar? Credeți că vin vreodată în Târgu Jiu fără să trec pe la cabinetul parlamentar? Nu știu, anul acesta de câte ori ați fost la cabinetul parlamentar și ați ținut audiențe? O dată. La o săptămână distanță, Tudor Barbu a recunoscut că nu a venit niciodată în Gorj de la începutul anului și până acum. Am răspuns niciodată de la... Am răspuns foarte clar, niciodată de la 1 ianuarie până acum. Nu. 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 Vă rog frumos să-mi prezentați și mie înregistrarea în care spun că am venit o dată. Am spus că am venit o dată după anul nou. Înseamnă că a fost o eroare, îmi cer scuze, n-am venit niciodată după anul nou. De la Revelion și până acum, Revelion pe care l-am făcut în județul Gorj, nu am venit în mod deliberat niciodată în județul Gorj, pentru că nu am vrut să fiu parte de nicio parte a unei tensiuni, ca să nu spun scandal, care nu făcea bine nici mie, nu făcea bine nici PNL-ului. Veți veni în județul Gorj mai des de acum înainte? Da. Și veți merge mai des și la cabinetul parlamentar? Credeți că vin vreodată în Târgu Jiu fără să trec pe la cabinetul parlamentar? Nu știu, anul acesta de câte ori ați fost la cabinetul parlamentar și ați ținut audiențe? O dată. Tudor Barbu a fost numit copreședinte al PNL Gorj în urmă cu o săptămână în locul lui Dian Popescu, suspendat din funcție din cauza unei condamnări penale. Da. A fost o singură dată în județul Gorj, nu a fost niciodată în județul Gorj, a fost o eroare dacă a declarat că a fost o singură dată, ba ar fi fost o singură dată în Gorj, dar nu a trecut pe la cabinetul parlamentar, poate ca turist. Este bine și așa că nu avem suficienți turiști în județul Gorj, deși avem foarte multe obiective și încearcă mai marii județului să facă proiecte ca să atragă aici, în județ, turiști și din țară și din afară. Măcar ca turist ar fi fost bine ca domnul Barbu să ajungă mai des în județul Gorj.
Domnule Puiu Diaconescu, vă este coleg de partid acum domnul din, pe care l-am văzut în imagini rău pe colegi. Deci, mai pună imaginile cu domnul Barbu. Poate își amintesc și cei care l-au votat, că nu știu câți l-au mai văzut la față de atunci. De atunci, dacă într-adevăr sunteți din colegiul pe care îl reprezintă domnul Barbu, dintre votanții domnului Barbu, vă rugăm să ne contactați, rog pe colegii din emisie să afișeze și numărul de fix, să ne spuneți de câte ori de la ultimele alegeri, adică de la alegerile în care ați votat parlamentarii de Gorj în 2012, de câte ori v-ați întâlnit cu parlamentarul dumneavoastră, cu parlamentarul din colegiul dumneavoastră. Au trecut aproape 3 ani, mai este puțin și se fac 3 ani de atunci, prin noiembrie se fac 3 ani, sunt 2 ani și jumătate spre 3. Domnule Diaconescu. Eu vreau să spun următorul lucru. Domnul Barbu nu este senator de la Partidul Național Liberal. Este venit la Partidul Național Liberal. Domnule Puiu Diaconescu este și copreședinte al Partidului Național Liberal Gorj. Dați-mi voie. Acum, de la Consiliul Național din 6 mai, domnul Barbu, care avea atribuțiuni și în București, la un sector. Atribuții politice, domnule Diaconescu. Asta nu îi interesează pe oameni. Bun. Pentru că oamenii... Eu nu oamenii, vreau să-l apăr pe domnul Barbu. Domnule Diaconescu, oamenii... Așa. Lăsați-mă să fac o scurtă paranteză. Oamenii știu că au votat niște domni care s-au bătut cu pumnul în piept în 2012, că vor merge în Parlamentul României ca deputați sau ca senatori și acolo se vor da peste cap, vor face tumbe, se vor lega de mesele din plen și le vor rezolva problemele. Le-au făcut și foarte multe promisiuni fără niciun suport real, ce-i drept. Dar oamenii ăia au jucat un teatru în fața oamenilor care nu i-au mai văzut de atunci. De 25 de ani se joacă teatru. Dacă ne raportăm la domnul Barbu, pe care nu sunt apărătorul dumnealui, suntem colegi la ora actuală, vreau să spun două lucruri. Că l-am văzut cel puțin de două ori. Eu, să știți că personal n-am schimbat cu domnul Barbu niciodată vreo propoziție. Probabil mâine seară va fi prima noastră întâlnire oficială. Nu ați încercat să-i găsiți niște circumstanțe atenuante, că a venit de două ori în Gorj? Nu. Ce-a făcut până aici? Vreau să spun ce trebuie să facă de aici împreună cu noi și că de aici nu mai poate să nu fie prezent în mijlocul organizației Partidului Național Liberal de la Gorj. Dar din ei 500 și cât țare, cel puțin, fără să-l apărt, pe Barbu l-am văzut de două ori pe săptămână la televiziunea națională, înodând, dacă doriți, probleme de opoziție împotriva guvernării actuale. Unii din Gorj, din cei 11 ăia care sunt, nu i-am văzut niciodată spunând nimic nici pe naționale, nici aici la dumneavoastră. Și că chipurile timpul trece, leapa merge, noi muncim cu drag. Acum să știți că oamenii care i-au trimis în Parlament pe acești oameni nu cred că sunt interesați de aparițiile publice ale domnilor senatori și deputați. Nu cred că o bălăcăreală în fața camerelor de filmat rezolvă problemele cetățenilor. Ce poate face un senator sau un deputat opuzant? Domnule Diaconescu, cred că un senator sau un deputat poate avea bunul simț de a merge la cabinetul pe care îl are deschis, pentru care primește bani
din banii statului, că plătește Parlamentul, ca acel cabinet parlamentar să funcționeze, ca acel cabinet parlamentar să aibă niște angajați, ar putea avea bunul simț oricare dintre deputații și senatorii de Gorj să treacă măcar o dată pe lună. Nu cred că e foarte mult, deși știți că în printre obligațiile parlamentarilor, că sunt deputați, că sunt senatori, este aceea de a merge în teritoriu o dată pe săptămână. Și domnii parlamentari au un orar afișat, iar pe orarul ăla, de obicei la sfârșit de săptămână, scrie că se întâlnește cu cetățenii, adică are audiențe. Ori oamenii ăștia nu prea țin acele audiențe, pentru care, atenție, sunt plătiți și sunt plătiți din banii noștri. Nu este totuși o înșelare, să spunem, a așteptărilor noastre? Nu. Este o înșelare totală a Parlamentului României. Și dacă ne raportăm, trebuie să vorbim că nici 10% cred din cei sute, din 500 și cât sunt 50. Au rămas mai puțin. Nu cred că fac ceea ce ați spus dumneavoastră. Ca atare. Nu vreau să-l apăr pe Barbu, dar Barbu are o misiune mare în Gorj la ora actuală. Cred că odată cu primirea acestei, pentru că a primit-o și i-a dat-o și partidul, dar a vrut și dânsul să o primească. Și eu ați spune așa că prin modul în care a venit în mijlocul partidului, și că a înțeles să reorganizeze opoziția împreună cu celălalt copreședinte și cu cele două birouri politice, iată că trebuie să vină în fiecare săptămână la Gorj. Venind în fiecare Vă întrerup puțin pentru că avem un telespectator pe fir și să nu le facem să aștepte foarte mult. Bună seara! Să rămânele și bună seara, invitaților dumneavoastră! Bună seara, vă rog! Domnișoara Irina. În ce colegiu sunteți? Sau păi ce parlamentar aveți? Ce parlamentar vă reprezintă pe dumneavoastră? Din Târg, aici, din Târg. Din Târgu Jiu. Da. Și cine vă reprezintă? Domnul Ponta? Că tot parlamentar da, da, de... Da, 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 așa de zile. Din 2012... Nu. De când este domnul Ponta deputat? Se află la al treilea mandat. Din 2004, parcă. Din 2004. De câte ori l-ați întâlnit în Târgu Jiu? O dată. O dată? O dată. Dar nu asta vreau să spun. Vreau să spun de domnul expert. Muream și nu știam de ce merge Gorj așa bine. Acum mor în păcat. Vă referiți la expertul Ion Călinon? Expertul care conduce Gorjul. Mor cu sufletul în păcat că mă apropie de 80 de ani. Că l-ați văzut și expert. Da, și acum îmi dau seama de ce toate în Gorj a mers ca pe roate. Învățământul la pământ, sănătatea la podea și toate cele. Referitor la domnul Barbu, domnișoara Irina, și domnul Deaconescu. Mi-a plăcut politica să o privesc și să o rugă pentru mine. Am fost mereu partid, că a fost așa natură. Dar nu m-am băgat, fiindcă e mai bine să stai în umbră. Dar noi în Gorj, în Gorj vorbesc. N-avem destui liberare cu adevărat. Ce caută domnul Barbu în Gorj, domnul? Ce caută domnul? Lasă-l, domnul, la București. Lasă-l, domnul, ziarist bun. Lasă-l, că e senator bun. Că la anul nu-l mai votează nimeni. Așa. Îl înșelă pe Betu Elodia de intrând în Senat și dă-te brânci, că mai spunea înainte că a mâncat un nou împreună cu Deaconescu. Și ăsta e românul, realitatea. Așa face și cu PNL-ul nostru. La vară, când nu-l mai votează nimeni, pleacă și rămâne. De-aia trăia un om din Gorj, domne, care știe toate treburile Gorjului, știe liberare, avem primari ca lumea. Nu aduce pe Barbu. Părerea mea. Bine, haideți să vă spun și ce caută domnul Tudor Barbu în Gorj. Mai caută un mandat de parlamentar. De ce? Fiind copreședinte al Partidului Național Liberal, are unul din primele, dacă nu chiar primul loc pe viitoarea listă. Domnul Barbu are asigurat mandatul de parlamentar, adică cel de-al doilea mandat de parlamentar. Eu sunt un vechi liberar, dar nu mai dau plan liberar dacă în vară mai trebuie să întâmple așa ceva. Nu mai dau plan liberar, adio. Mă duc înapoi la comuniști. Ați văzut cel puțin la televizor,
activitatea parlamentarilor de Gorj? Avem peste 10, avem 11 parlamentari. Domnișoara Irina, ce parlamentari, domne? Domne, astea-s bătăi de joc, domne, mâncă turmă de bani degeaba, degeaba, mai bine era cu Nicolae. Mare adunare națională, nu vedeți ce spune? Nu spuneți așa. Ce spune domnul Ponta? Să mă judece parlamentul. Da, acolo dau socoteală în parlament. Păi ne-am întors înapoi în timp, am trăit multe, am prins război, am prins cu tare și am trăit multe. Mi-a plăcut să mă bag în toate și să ascult, că stau cu televizorul în mână toată ziua, că sunt pensionar. Și le rumeg, morfologic, și colo și colo. Dacă îmi văd numai dejecții, mi-a arăt la România TV cum umblă Băsescu prin curte. Păi asta-l doare pe român, că umblă la chilos scurt. Asta-l doare pe român, când țara geme, să spun rău oamenii. Să o moară, bine, dar acum de dureri și noi ne doare de... Mass media are și un rol foarte important, foarte important acela de a manipula. Asta doare pe română, are 7 luni de când a dispărut. Ce mai e cu el, domnule? Când vrei să atragi atenția opiniei publice de la faptul că Victor Ponta merge să se opereze în afara țării, îi arăți automat curtea fostului președinte Traian Băsescu sau fustița primei doamne, actualei prime doamne, care este cu o palmă mai sus decât cred unii că ar trebui să fie. Vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumim foarte mult pentru telefon. Mai avem 2 minute până la pauza de publicitate. Da, parlamentarii noștri, cei care nu fac mare lucru, dar care își fac pensii. Pentru că am văzut ieri cum s-au mobilizat oamenii ăștia atunci când a trebuit să-și voteze indemnizațiile, atenție. Nu i-am văzut venind într-un număr atât de mare atunci când a trebuit să se voteze alte proiecte în interesul cetățeanului, pentru că orice proiect care vizează o comunitate, oricât de mică, este vital uneori pentru respectiva comunitate. Ei bine, atunci când a fost vorba de ei, oamenii ăștia au venit într-un suflet și, spuneam, într-un număr covârșitor de mare, ceea ce spune foarte mult și despre caracterele acestor oameni, domnule Slapciu. Am spus-o și mai înainte, este regretabil ce se întâmplă. Avem un parlament cu foarte mulți oameni care au probleme cu legea. Cred că este în 25 de ani singurul parlament. Ce rămân surprins, că am văzut că s-au adunat așa de repede, parcă i-au sunat cu goarna, știți cum se spune la noi la Olteni, dar n-am văzut că avem un referendum cu cei 300 de aleși. Noi, poporul, i-am ales. Dom'le, 300 de parlamentari. Nu se respectă nimic. N-am văzut să vină să se lege cu lanțurile acolo din parlament, să spună, domnule, avem probleme din punct de vedere economic, dar n-am văzut să spună unul dintre ei acum astăzi, chiar dacă e din opoziție, să spună, avem un deficit foarte mare în ceea ce privește banii pentru pensii în România. Știți că este un deficit enorm de mare. Ne împrumutăm de multe ori ca să putem plăti pensiile. Iată că mai contează acum încă 500 de parlamentari care își iau încă unii 15 milioane, alții 30 de milioane sau chiar 45 de milioane. Și au... cum se spune într-un cuvânt pe românește, își asigură liniștea la bătrânețe. Da, își asigură liniștea la bătrânețe, dar cu ce, cu ce costuri pentru populația din România? Pentru că sunt niște bani pe care îi va suporta lună de lună bugetul de stat. Bugetul de stat, oamenii care trimit bani de afară în România... Eu spuneam și aseară, sunt anumite categorii în această țară, cum sunt copiii, cum sunt persoanele cu handicap, însoțitorii persoanelor cu handicap. Apropo, știți câte dintre primăriile din județul Gorj au probleme atunci când vine vorba de a da acele indemnizații de nimic, umilitoare, pentru însoțitorii persoanelor cu handicap? Majoritatea, exact. Dar vă mai spun și altceva. Adică, știți câți profesori adică au fost la o școală? Oamenii ăștia nu au și ei dreptul să trăiască așa cum trăiesc și domnii parlamentari. Ceva, și, foarte important, cum a spus și noastră, ieri am fost la o școală și dau nume, numărul 1 din municipiul Mătru. Întrebau profesorii, când ne dați salariile? Profesorii, cu leafa aia mică, când ne dați salariile? Păi să vedem, când o să ne intre banii. Deci, pentru ei se poate. Să știți că pentru ei se poate. Da, dar doar pentru ei se poate. Doar pentru ei. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim la nesimțirea din Parlament.